Coach, în ce zona octogonului este mai bine să duci lupta la sol? În centru sau lângă cușcă? Bun, e o întrebare la care trebuie să discutăm foarte mult, pentru că sunt foarte multe variații ale situației. Bun, în primul rând, dacă vă uitați la meciul, o să vedeți că cei mai mulți oameni au succes când proiectează pe cușcă. De ce? Pentru că partenerul nu se mai poate deplasa, nu mai poate face sprawl, nu mai are tehnici specifice de a evita intrarea mea. În schimb, în momentul în care îl proiectez lângă cușcă, e mult mai ușor să se ridice. Tocmai de asta, dacă o să vă uitați la grappler experimentați, ei încearcă să proiecteze în mijlocul cuștii ca partenerul să nu se poată folosi de cușcă pentru a se ridica. Ca și concluzie, e mai bine să proiectăm pe centrul cuștii pentru că adversarul nostru nu va putea folosi cușca în favoarea lui, dar e mai greu să-l proiectăm pentru că va face sprawl. E mai ușor să-l proiectez pe cușcă pentru că nu are cum să facă sprawl să se apere și atunci îl împing în gardul cușcii și o să-l pot manipula mai ușor, dar el va folosi de fiecare dată cușca pentru a se ridica.